ești o persoană înzestrată cu reverie, din cauza cărei apar puțin plecată din această lume. În ciuda sensibilității și a dezvoltării intuiției, ai mintea ascuțită și gândirea logică. Comunici frumos, ai întotdeauna ceva de spus sau de împărtășit. Partea rațională a omului de știință pune la îndoială totul și analizezi cu atenție răspunsurile primite, iar partea ta mistică, spirituală, este responsabilă pentru înțelegerea profundă a muzicii, a artei și a frumuseții lumii naturale. Tu știi multe despre investirea capitalului. Ambele concepte, investiții și capital, implică disponibilitatea banilor, dar pot servi și ca metaforă pentru alte domenii ale activității umane, de exemplu, carieră, familie, și în aceste domenii, poți să investești activ. Chiar și din eșecuri și crize, reușești să extragi semințe pozitive pentru angajamentele și proiectele tale, transformând cu pricepere dezavantajele în avantaje. În acest sens, ești un adevărat capitalist. Semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: disponibilitatea pentru orice situație, curiozitate, adaptabilitate, flexibilitate. Dispunând de înalte abilități mentale, dar inconsecventă în decizii, poți fi foarte controversată. Deoarece constelația ta apare pe cerul înstelată doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Trăsătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de a minți și de a înșela te poate împiedica să menții relații bune cu cei dragi. Pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință a unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur te-a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizezi tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și capacitatea de a găti. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor. Planeta ta în exil este Jupiter. Lui Jupiter îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a separa principalul de secundar și pentru promiscuitate. De la semnul zodiacal ai primit la naștere gândire logică și inteligență ridicată. Influența numărului zilei de naștere este exprimată prin faptul că nu ești visătoare și grijulie într-o manieră gemenească, mereu plutind undeva în nori. Ești sociabilă, critică, analizezi în mod constant toate informațiile noi, nu ești înclinată să crezi nimic fără o analiză critică și, în același timp, apreciezi arta, estetica, frumusețea, natura. Tu nu știi cum să privești în viitor, preferând perspectiva beneficiilor pe termen scurt, dar nu te temi de situații în care proiectul, încă de la început, nu se transformă într-un profit imediat, dimpotrivă. Îți place să urmărești creșterea și dezvoltarea spiritului tău creator. Într-un fel, tu poți fi comparată cu grădinarii. Pregătirea atentă, însămânțarea la momentul potrivit, îngrijirea plantelor și, în sfârșit, recoltarea, toate acestea sunt combinate organic în viața ta. Nici măcar nu îți este frică să schimbi caii, dacă aceste lucruri promite un câștig. Ești impresionată de diferite forme de economii pentru investiții ulterioare într-o afacere profitabilă. Cu toate acestea, poți exagera în termeni de prudență și poți pierde o șansă bună din cauza indeciziei sau pur și simplu te temi de a-ți asuma riscul. De asemenea, ar trebui să fii atentă la tendința de a acumula bani pentru binele banului însuși.
tu ai capacitatea să înțelegi că banii sunt un fluid, o formă de energie și trebuie menținuți în mișcare constantă, controlând fluxul și împiedicându-l să se oprească. Tu înțelegi că banii, ca orice energie, trebuie cheltuiți pentru ca ei să se întoarcă la tine cu profituri duble, triple și așa mai departe până la infinit. În cazuri rare, poți fi tentată să spargi economiile rapid, profitând de delena concurenților sau, dimpotrivă, a partenerilor de afaceri. Însă curând îți poți da seama că succesul pe termen scurt subminează șansele de a câștiga cursa pe distanțe lungi. Astfel, trebuie să te lupți tot timpul pentru a menține un echilibru între activitate, determinare, pe de-o parte, și capacitatea de a fi răbdătoare, pe de altă parte. Cu alte cuvinte, tu trebuie să dezvolți un instinct pentru momentul potrivit. De regulă, îți alegi prietenii cu cea mai mare grijă. O intuiție puternică te ajută foarte mult, iar al șaselea simț face posibil să vezi oamenii care încearcă să te păcălească. Desigur, ești înzestrată cu un cadou psihologic special, motiv pentru care ești atât de fascinată de senzații extrasenzoriale și spiritism. Pentru tine, nu există o contradicție între aspectele fizice și cele spirituale, materiale și metafizice ale vieții. Te distingi față de alți nativi din gemeni prin astfel de trăsături speciale, ești dispusă la flirt, sociabilă, veșnic tânără. Îți place să experimentezi și să rătăcești în mod nebun în dragoste cu cineva care te poate surprinde și cuceri serios, dar nu cu imprudență și curte primitivă, ci cu mișcări elegante și non-standard. Cum afectează data de 16 iunie soarta ta? Potențialul tău enorm este constant confruntat cu rezistența datorată temperamentului agitat și a stării emoționale instabile, deși soarta ți-a pregătit multe momente strălucitoare și evenimente plăcute. Tu ai o caracteristică unică de a crea beneficii din nimic. Acest lucru este valabil mai ales în sectorul financiar. Poți fi un investitor de primă clasă care se confruntă cu investirea fondurilor existente în proiecte profitabile. Flerul și intuiția ta contribuie la obținerea randamentului maxim al capitalului investit. Cu toate acestea, profitul obținut într-un mod simplu nu rămâne prea mult timp în mâinile tale. Îți este foarte ușor să te desparți de finanțe, uneori chiar din motive nerezonabile. Tu poți fi obișnuită să-ți petreci timpul singură cu ideile și gândurile tale. Foarte rar există o situație în care poți cere sfaturi sau ajutor de la alții. În toate problemele emergente, tu încerci să-ți crești propriul drum. Adesea aceasta duce la insolubilitatea problemelor și la acumularea lor. Dar pentru a alege o cale diferită, pur și simplu nu-ți permite mândria. Tu ești maximalist în materie de stil de viață sănătos. În plus, această întrebare te poate face să aderi la una dintre cele două tabere. Poți fi obișnuită să aderi în mod clar la rutina zilnică, dietă și să petreci suficientă timp pentru sport. Sau poți fi exact contrariul și toată viața testezi corpul pentru a obține forță. Dragoste și compatibilitate. Dragostea te face să te grăbești de la partener la partener. A face o alegere în această chestiune este foarte dificil pentru tine. Procesul de cucerire a persoanei care îți place, te atrage mult mai mult decât o relație permanentă. Este foarte dificil pentru tine să faci alegerea unui partener demn. Optând pentru viața burlacilor, dobândești simțul libertății de care ai nevoie. Posibilitatea constantă de alegere te privează de dorința de a crea o familie. Infirmarea emoțiilor poate face o relație intimă prea dificilă pentru tine. Ai nevoie de spațiu liber pentru a-ți satisface multele interese, dar, în același timp, poți să depui eforturi pentru dragostea și fiabilitatea unei uniuni puternice, de lungă durată. Alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza. La rândul său, vărsătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventuroasă. Riscul este ca vărsătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ți-e lumea mai dragă,
fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung. Poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent. O uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului său excesiv, dar și datorită indiscreției sale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine. Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și slab te poate aduce la disperare, în această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentant din Balanță sau Scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă, iar Scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării. În raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Cea mai puternică caracteristică a ta este capacitatea de a-ți investi în mod corect resursele, abilitățile, talentele sau banii. Din orice problemă sau pierdere, tu întotdeauna e ceva valoros, experiență, idee, avantaje neașteptate. Ești un investitor natural, ești foarte competentă și puternică. Investițiile tale pot servi nu numai banii, deși nu ai probleme cu investițiile și cu alegerea corectă a titlurilor financiare. Abilitatea de a transforma un minus într-un plus este cea mai puternică trăsătură. Întotdeauna ești ghidată de beneficii pe termen lung, pentru care poți sacrifica un profit rapid. Îți place să contempli lent, deoarece fructul muncii tale crește și crește, poate numai puțin decât plăcerea pe care o primești din proces, și nu numai din rezultat. Ești în măsură să colectezi și să economisești, apoi preferând să investești acumulările în orice afacere interesantă. Este mai bine să nu fii deranjat în acest sens, deoarece sfera investiției este punctul tău forte. Se întâmplă să te temi prea mult de riscuri și să ratezi norocul, dar tu poți de asemenea să cunoști păcatul lăcomiei, preferând doar să economisești bani, în detrimentul tău și al celor dragi. Sănătate și boli. Tu ai un interes rezonabil atât față de corpul tău, cât și față de dieta corectă, deoarece știi că investiția în sănătate este cel mai bun tip de alocare de capital. Bineînțeles, acest lucru se aplică numai dacă ești luminată, dar poți pur și simplu ignora starea sănătății tale fizice, în timp ce afișezi o reverie destul de neptuniană și o impracticitate colosală. În general, te simți confortabil atunci când corpul tău este în contact cu exerciții moderate, o alimentație bună și un sex sănătos. Tu nu poți fi clasificată ca fiind dependentă de obiceiuri proaste, de exemplu, tutun, alcool, droguri, zahăr, dar dacă te găsești la mila unei poțiuni pernicioase, poți fi greu de păstrat în limitele a ceea ce este permis. Soarta și norocul. Ai o natură complexă care îți va crea multe probleme în viață. Ești talentată, intenționată, inteligentă, dar te caracterizezi prin anxietate, fluctuații constante. Din acest motiv, adesea pierzi oportunități și timp. Viața ta este saturată de o diversitate de evenimente, dar ceea ce vor aduce aceste evenimente este completă dependentă de tine, de acțiunile tale. Dacă te implici în dezvoltarea de sine și urmezi calea evoluției, totul va fi bine în viața ta. Sfaturi pentru tine. Trebuie să fii capabilă să surprinzi echilibrul delicat între indecizie și risc, între operațiunile momentane riscante și investițiile de capital pe termen lung. Ar fi mai bine să înveți să nu pierzi nicio oportunitate, folosind succesul maxim în prezent și în viitor. Intuiția, atenția sunt acele domenii pe care trebuie să le dezvolți pe tot parcursul vieții.
oferindu-ți pacea morală, îi faci pe alții să sufere tot timpul. Nu poți să-i folosești pe oameni pentru a-ți satisface plăcerile și apoi să scapi de ei. Ar trebui să te gândești la situația în care poți fi în locul lor și nu-ți va plăcea prea mult. În materie de afaceri, nu asculta sfatul altor persoane. Intuiția ta îți spune mult mai mult. Învață să-ți asculți propria voce interioară. Ce cadouri ți se potrivesc? Tu tolerezi mult mai ușor că a uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu. Este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei. Este suficient doar să discute, să te lase să viseze în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura ta iubești sărbătorile și oamenii din jurul tău. Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta. Căști pentru telefon. Imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint. Este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutii mici asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nael Zărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru. Dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus. Dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțișuri chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să le primești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva. Dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante s-au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.